Prefectul județului Mehedinți, Crisinel Pavel, nu face nimic pentru a duce la guvernul care l-a numit până la urmă în funcție problemele mehedințienilor din sistemul de protecție socială. În schimb, grija și-o manifestă virtual pe rețelele de socializare, atât pentru angajații DGASPC, cât și în ceea ce privește activitatea de taximetrie în actualul context pandemic. Vorbărie multă, lipsă de fapte concrete. Aceasta este activitatea reprezentantului guvernului liberal în Mehedinți. Prefectul județului Mehedinți, Crisinel Pavel, își manifestă grija față de mehedințeni doar pe rețelele de socializare, atât pentru angajații DGASPC care nu și-au primit salariile, cât și în ceea ce privește activitatea de taximetrie în acest context social. Nimic concret. În loc să scrie texte pe rețelele de socializare, obligația prefectului era să prezinte guvernului problemele cu care se confruntă mehedințenii. Conștient de faptul că nu este în stare să facă nimic pentru a rezolva problemele existente ale oamenilor, aruncă cu nonșalanță responsabilitatea către alte persoane. Eu am fost la guvernul lui și am transmis situația oamenilor care nu și-au primit salariile pentru că executivul PNL nu a alocat fonduri. Din funcția de prefect nu a transmis nicio adresă prin care să solicite alocările necesare, a scris președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu pe pagina sa de socializare. Din păcate, guvernul PNL și reprezentanții din teritoriu folosesc paginile pe care le au doar în scop politic. Cu același gând cu care, deși avem 1000 de decese în ultima săptămână, calcă pe cadavre și nu renunță la organizarea alegerilor din 6 decembrie.